Bine v-am găsit, dragii mei! După o săptămână de mâncăruri, trebuie să vă prezint și ceva dulce. Astăzi m-am gândit să vă fac un alt fel de pandișpan, unul foarte simplu și care se face foarte repede, în circa 20 de minute. Nu aveți nevoie de prea multe ingrediente și nu aveți nevoie de lapte. Pentru pandișpanul de astăzi, avem nevoie de 10 ouă, care le-am separat, 10 linguri de ulei, 10 linguri de făină și 10 linguri de zahăr. Un praf de sare, puțină esență de rom și, bineînțeles, un praf de copt. Voi veni cu fructe de pădure și câteva căpșuni în pandișpan pentru a-i tăia din acea dulceață. Eu sunt diabetică și nu-mi face bine zahărul chiar deloc, însă câte o felie pot să mănânc dacă are și ceva combinații acrișoare. Așadar, voi bate albușurile foarte bine cu zahărul, uleiul cu gălbenușele și la urmă vă arăt ce trebuie să faceți. După cum vedeți, am bătut albușele cu zahăr, gălbenușele cu ulei. Le voi mixa, le pun una peste celălalt. Voi bate foarte puțin să încorporez gălbenușul în albuș. După care treptat adaug făină și mestecăm foarte bine să nu facă cocoloașe. Este foarte simplu, ușor și foarte ieftin. Veți avea surpriză plăcută să aveți o prăjitură foarte bună în casă. Înainte de a termina acest videoclip, vreau să vă mulțumesc tuturor care mă urmăriți și celor care v-ați abonat la canalul meu și mai ales celor care îmi lasă foarte multe cuvinte frumoase care mă îndeamnă în fiecare zi să continui. Acum voi veni cu praful de copt. Puțină esență de rom, puteți pune și esență de vanilie. Eu voi pune doar câteva picături. Mestecăm bine să se încorporeze tot, după care vă voi arăta cum se pune la cuptor. Deci, l-am bătut foarte bine. Voi adăuga în tavă. Așa că vă rog din suflet celor care nu v-ați abonat la canalul meu să o faceți ca să continui și eu ceea ce am început. Nu vă costă absolut nimic. Veți avea beneficiu de o surpriză plăcută de a vedea tot ce postez. Voi adăuga jumătate din cantitatea de fructe, iar cealaltă jumătate o voi adăuga când aproape este gata. După cum știți, în pandișpan, tot ce punem rahat sau ce punem cacao,
se duce la fund. Și atunci trebuie să punem, când aproape este gata, cealaltă cantitate. Puțin suculeț de aici. Îi va da și culoare și gust. Așadar, voi pune la cuptor pentru 35-40 de minute la 180, cuptor preîncălzit. Așa arată pandișpanul, voi lăsa să răcească, după care îl voi tăia și vă arăt cum arată în farfurie. Acestea fiind spuse, încercați și voi. Așa arată pandișpanul meu. Vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți. Încercați și voi. Este foarte simplu de făcut, ușor și foarte ieftin. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi binecuvântată. Ne auzim la un nou videoclip.